Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul profesor dr. Vasile Vulpe, cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Agronomice din Iași și președinte al Asociației Române de Diagnostic Imagistic Veterinar. Bună seara și bine ați venit la noi! Cel mai bine v-am găsit! Așa cum vă uram și în pauză, să fie de bun augur, să vă faceți un obicei să veniți pentru cei de acasă, pentru viitorii studenți ai facultății. Mulțumim, o să mai venim! De ce am ținut noi să vă invităm? Am observat că au fost organizate și desfășurate diverse activități științifice, le pot numi, și practice în cadrul facultății și ne-au atras atenția. Cred că sunt foarte importante atât pentru studenți cât și pentru specialiști, dar cu atât mai mult pentru că vrem să vedem, să încercăm să salvăm prietenii necuvântători. Cred că e cuvântul cel mai potrivit. La facultate, la noi, și mai ales la disciplina noastră de imagistică, ne-am gândit la un moment dat cum am putea să augmentăm, să mărim activitatea noastră, mai ales că sunt și cerințe în domeniul imagisticii veterinare. Și astfel am înființat Asociația Română de Diagnostic Imagistic Veterinar în anul 2013, promovând tehnicile de examinare imagistică și evenimentele, manifestările care le-am fi putut face și le-am făcut. Astfel am ajuns astăzi să avem a 24-a manifestare științifică, profesională, de tip workshop, conferință, simpozion sau chiar și congres. Anul acesta, de exemplu, am efectuat un workshop în luna martie de imagistică a toracelor la câine și pisică, o conferință de actualități pe oncologie veterinară la care am avut invitați lectorii din străinătate în luna aprilie, da? Și acum câteva zile, de fapt vineri, da? Săptămâna cea trecut, am avut un workshop de cardiologie modulul 1, adică nivelul basic. Aceste workshop-uri sunt foarte interesante pentru că ele, de fapt, sunt practice, de fapt, și denumirea de workshop presupune aplicație, demonstrație și avem un număr limitat de locuri, de participanți care pot lucra astfel pe aparatele și cazurile care le aducem noi. E foarte interesant și mai ales că cred că sunt foarte binevenite pentru studenți, dar și pentru specialiști care vor să mai afle noutăți în domeniu. Că exact. În medicina umană și veterinară tot timpul trebuie să înveți. Cred că... Așa este în domeniul medicinei, aveți dreptate. Avem studenți din anii mari, anul 5-6, care sunt interesați de manifestările noastre, dar și medici veterinari, să spunem, care sunt la început de drum sau care au numai câțiva ani de experiență și vor să-și îmbunătățească cunoștințele și deprinderile, mai ales, nu? Cunoștințele practice. Da. Pentru că sunt încă unele misterii care le deslușim cât de cât, nu, în facultate, dar din cauza dezvoltării continue a domeniului în imagistică, nu știți și dumneavoastră, nu, se performează, se aduc aparate din ce în ce mai dezvoltate, da, cu tehnici de aproape, ultimă generație. Exact, da, de ultimă generație și este nevoie să le upgradăm, să le aducem la zi. Și să le prezentăm, bineînțeles, și practicienilor. Cu atât mai mult cât studenții au acces la ele și pot să se pună la punct cu toate aceste noutăți. Exact. Noi am făcut și efort în facultate și la disciplinele la care lucrez eu și am adus prin efortul asociației și cu sprijin a facultății, dar mai ales asociația, am adus aparatură, da, de exemplu am transformat radiologia clasică în radiologie digitală. Da. Am adus unul din ecografele cele mai bune care se află în regiunea Moldovei, ca să spunem, a țării noastre. Un ecograf care are sonde potrivite exact pentru examinarea cardiologică,
Da? Putem să obținem astfel imagini deosebite, care nu le aveam înainte, da? Și astfel putem să rezolvăm și cazuri mai complexe. Cred că de precizat este, ca să înțeleagă și cei de acasă, că iată, de această aparatură pot beneficia și cei care au animăluțe, care sunt din Iași sau din alte localități și care ajung la facultate, se și tratează acolo cazuri din exterior. Deci, iată, putem considera că avem un centru modern de imagistică în cadrul facultății. Aparatura adusă de noi este folosită atât la studenți în timpul orelor, cât și la toată cazuistica care vine spre facultate. Da. Și nu sunt puține. Exact. Oricine poate trimite un caz. Cazurile vin de obicei trimise de colegii noștri medici de la cabinete din oraș și din orașele din prejurul Iașului. Da. Avem cazuri care vin și de la Galați, da, și de la Bistrița, pentru că suntem cunoscuți. Dar și de la oameni care pot găsi animale sau în sfârșit pot veni direct la clinicile facultății unde cazurile sunt examinate. Dacă îmi dați voi, vreau să invit și pe cei de acasă să intre în legătură telefonică directă cu noi. 0332444453 este numărul nostru. Dacă aveți întrebări pe aceste subiecte, noi suntem aici și vă răspundem. Chiar mi-aminteam acum că zilele trecute, cred că niște polițiști au venit cu un cățeluș lovit pe stradă. A fost un caz de genul acesta și cred că sunt multe astfel de cazuri. Oameni cu suflet care, iată, vor să facă un bine pentru un prieten necuvântător. Prieten devenit așa. Sunt oameni cu inima mare sau, să spunem, de fapt, care se comportă normal. Da? Așa cum a fost și cu cei doi polițiști care erau în tură, nu? În tură de noapte, după cât îi țin eu minte, și au găsit un câine care avea un traumatism, da? Și l-au urcat în mașină, l-au adus la clinica facultății, chiar dacă era noapte, și a fost examinat în prim și stabilizat în primă fază, după care a doua zi noi ne-am ocupat de partea de imagistică. Da, sunt multe cazuri care ajung la noi, păsări care sunt găsite cu lovituri, cu traumatisme la marginea drumului pe lângă pădure. Da, căței sau pisici care, din păcate, mai sunt abandonați câteodată, așa, sau pur și simplu rătăciți, da, de cuibul lor. Și, da, oamenii le iau și le aduc la Facultatea de Medicină Veterinară, unde începem examinarea de la un capăt și o continuăm și cu cea imagistică. Și de precizat că de acolo ies tratați sănătoși și cred că asta e cea mai mare satisfacție pe care... Se aplică și terapie, ba chiar mai mult uneori ne ocupăm și de adopții, luăm legătura cu societăți, cu asociații care se ocupă cu așa ceva, da? Sau cu alți colegi, da? Sunăm la medici din oraș care eventual dau anunțuri, da, și pot să ne ajute în adoptarea unui animal care momentan este fără stăpân. Avem și telespectatori care vor să intre în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Să rămână, doamna Flori. Bună seara, invitatul noastră. Bună seara! Așa. Mă bucur tare de subiect, de emisiune, de invitatul noastră, că am o problemă arzătoare din partea unor cetățeni care sunt victime, știți? Sunt un subiect. Poate ne aud și victimele și cine sunt interesați și plătiți pentru așa ceva. E o piață foarte bine organizată în piața Dacie, cu tot fel de păsări mari, mici, așa, dar toate sunt bănade. Că dacă e altcineva la controlat, au act în regulă, că sunt peste sănătoase. Un caz. Într-o Dacie nouă, pe bagaj nou, deci nu cu focat de infecții, în 15 metri de traseu până acasă, a început unul să tușească, altul să hârcăie. A doua zi a murit unul. Și după aceea boala s-a întins la tot, pe cum vine asta. Așa. Și s-a dus la urgență la farmacie de până. De unde asta? Din Dacia. Pe așa pe tot care iau de acolo. Și s-a dus la doua zi și a luat de la alt stand acolo, de la alt producător, mă rog, vânzător. Așa. La fel a pățit. Poate au cine trebuie să facă control, că oamenii dau bani grei, și cine să dea la costie o bucățică de carne crescută natural, dar nu se poate. Așa, fac
tratamente, tratamente sunt, adică boli sunt rebeli la tratamente. Poate există o cale, acolo găsește TV-ul cazurile. Nu dă documente, nu se consulte documente, se consulte până acolo. Un bun profesionist își dă seama care pe diată cu copiii care nu știu să vorbească, așa, își dă seama din examenul clinic, că e sănătos sau nu. Noi am înțeles mesajul, vă mulțumim tare mult că ați intervenit. Practic vorbim de aceste piețe autorizate care comercializează diverse animăluțe și chiar păsări pentru consum. E nevoie de un control mai rigid sau poate... Ce pot să vă spun despre chestiunea asta? E o problemă care mă depășește un pic pentru că ține de activitatea Direcției Sanitar Veterinare și noi lucrăm la Facultatea de Medicină Veterinară. Dar după câte știu eu, Direcția Sanitar Veterinară are un medic veterinar care răspunde de piața respectivă. Da, poate nu este tot timpul prezent acolo, dar el trece în mod sigur și are și ajutoarele lui tehnicieni veterinari, asistenți veterinari care verifică zona respectivă. Cu ei ar trebui luată legătura, da, și dacă există niște probleme, ar trebui semnalate. Într-adevăr, uneori se observă că poate mai apar unele persoane cu păsări eventual tăiate și puse pe undeva pe sub masă, acolo, la piață. Da. Se poate anunța punctul sanitar veterinar care există în piața respectivă, da, și în mod sigur ei ar trebui să acționeze. Sunt normele principale legale, pe care veterinar, da, exact, și pe care ar putea să le facă oricine sau să fie la îndemâna oricui, pentru că am fost noi foarte curioși să aflăm cum salvăm prietenii necuvântători. De exemplu, dacă găsim pe stradă un animăluț, îl aducem, poate nu e deschis la triaj în momentul respectiv. Cum putem să-i acordăm primul ajutor? La oameni e mai simplu, dar la animăluțe mai dificil. Da. Dacă este vorba de un cățel sau chiar o pasăre care o găsim într-o zonă, ar fi bine să nu o mișcăm prea brusc, pentru că omul respectiv nu știe exact care sunt leziunile. Ca și la oameni, mișcările prea bruște pot agrava traumatismele și leziunile asupra modului spinării. Și un cățel lovit probabil de o mașină, să zicem, da, nu trebuie mișcat brusc. Ar trebui mișcat cât mai cu grijă și pus pe o suprafață mai dură, chiar dacă ni se pare nouă că o să-l doară un pic membrele, pielea, în sfârșit, el trebuie să stea pe o placă de lemn. Da? Ar trebui să ne uităm în jur dacă are leziuni din care sângerează, da? Dacă există o hemoragie, acolo sigur că putem să facem un tamponament, da? O hemostază, aproape cu orice avem la noi. Dacă, sigur, am oprit mașina și avem o sursă, o trusă medicală de ajutor, putem folosi, da, tifonul, spiritul, da, alcoolul sanitar sau alcool iodat din zona respectivă, pur și simplu ca să facem un tamponament sau eventual un bandaj pe zona respectivă, după care, da, noi așteptăm la triaj. Mă scuzați, mai am putea să-l punem undeva la umbră până eventual poate sunăm undeva, da, după o mașină sau după un ajutor. Acum, cum este căldura asta, cum este canicula, da, este clar că trebuie să încercăm să-l punem într-un loc cât mai răcuros, atât cât este posibil, da? Și după aia putem să apelăm la zona de triaj a Facultății de Medicină Veterinară. Cred că pașii sunt foarte simpli, numai să vrei să faci un bine, cred că asta e... Da, să știți că sunt destui oameni care vin cu animale de genul acesta și... Ați avut cazuri mai deosebite sau păsări mai rare, animale mai pe care nu le întâlnim în fiecare zi? Eu glumesc să le spun păsări măiastre, adică măiastre. Sunt așa de deosebite, da, vin cu câte o bufniță, o ciocănitoare, da, am avut și pe cineva care a dus în un uliu, da, altcineva, erau rănite la aripă, nu mai puteau zbura, da, altcineva cu un ciuf de pădure, da, este
Faci parte tot din familia bufnițelor, spus așa în general. Eu nu sunt biolog, sunt medic veterinar și nu știu exact încadrarea lor. Da, sunt, da, și cred că odată ne-au adus și un șarpe, da, găsit, da, și care se vedea că avea o leziune la la craniu și mișca foarte puțin, da? Nu mai era așa vioi și ne l-au adus la examinare, da? Și am făcut și radiografii. Sigur că sunt ceilalți proprietari care au șerpi și vin la noi în mod obișnuit, dar ori se apelează la medicul veterinar de cabinet din zonă, ori vin direct la noi. Da, într-adevăr, plus cazurile pe care le aveți în fiecare zi, pe lângă cei care vin așa, din proprie inițiativă. Revenind un pic, iată, la aceste workshop-uri, pe perioada verii ați programat ceva sau în toamnă acum urmează să mai organizați? Nu, sincer, nu programăm pe perioada verii, pentru că și colegii noștri practicieni trebuie să-și ia concediu. Dar din septembrie, da, avem din nou manifestări științifico-profesionale. Chiar vreau să subliniez că în al cincilea an de existență, Asociația Ardiv, asociația noastră de imagistică, organizează congresul de imagistică pe 21-22 septembrie. Este ediția a doua. De fapt, în fiecare lună septembrie noi facem ori simpozion, ori congres. Acum am reușit să facem și o zi în plus de patologie și imagistică la animalele de rentă. Pentru că am fost anunțați, am fost contactați de medicii din județ, da, din afara orașului, că ar dori și ei să vadă și să mai studieze câte ceva în plus despre imagistică la animalele mari. Și astfel vom avea pe 20 septembrie la facultate o conferință în care va participa o specialistă, da, un doctor, Oana Radu. Ea e specializată pe... lucrează la București și acum în Suedia, în paralel. Este specializată pe leziunea ale membrelor la cabaline, da? Face radiografie și ecografie la diferite afecțiuni ale membrelor, la cai. Și de asemenea avem doi profesori invitați de la Facultatea de Medicină Veterinară Napoli, specializați pe diferite afecțiuni ale bovinelor, ale vacilor de lapte. Anul ăsta am programat, da, o mică conferință legată de mamite, da, și de examinarea chiar imagistică. Să știți că se poate face ecografie, așa cum se realizează la oameni, la femei, ecografia de sân, așa se face și ecografia, da, de glandă mamară la bovine și la alte specii, bineînțeles. De altfel, pentru că ați precizat că aveți un profesor din Italia, știu că aveți o colaborare foarte bună cu cei din Napoli și ați mai avut prezenți la diferite evenimente profesori care să vină să vorbească despre experiența pe care o au în domeniu. Am reușit să strângem o relație, să facem o relație de colaborare foarte frumoasă, nu numai a mea personală, deci a facultății. În primul rând, prin intermediul programelor Erasmus ale Universității de Științe Agricole. Și apoi fiecare dintre colegii noștri, profesorii noștri, da, au dezvoltat această relație pe domeniul în care lucrează. Eu și cu doctoranzii care i-am condus, da, și care îi mai am încă în prezent, da, am vizitat Napoli în vizite profesionale, bineînțeles, și am colaborat foarte bine cu cei de la, da, cu colegii, da, profesorul meu Martino Leonardo de la disciplina de imagistică, serviciul de radiologie, da, cu profesorul Paolo Ceramera de la medicină internă, în funcție de domeniul în care lucrăm. Și astfel am creat, au venit la noi, de câte ori i-am invitat, da, ne-au ajutat și au predat la conferințe și workshop-uri, da? Și astfel s-a creat o relație foarte, foarte bună.
Cum selectați, iată, temele acestea de discuție? Că, practic, noi vorbim de teme, dar ele au particularități. Dacă zicem workshopul de cardiologie, în cadrul workshopului au fost abordate particularități ale domeniului. Exact. Sunt poate mai importante pentru anul 2018 sau cum le ați gândit? Foarte nimerită întrebarea dumneavoastră. Cum le descoperim și cum le avansăm, nu? Cum le scoatem în față aceste probleme? Pentru că de fiecare dată când am realizat o manifestare, am făcut un chestionar de feedback. Da? În mapa care am mânat-o participantului, da, exista chestionarul respectiv, iar el la sfârșitul conferinței, la sfârșitul workshop-ului, da, era rugat să treacă acolo în afară de notele care ni s-au dat. Da? Care sunt foarte bune, nu? Și sunt bune, da, sunt foarte bune și noi suntem foarte încântați, ceea ce ne dă un impuls mai mare pentru viitor. Nu? Sunt și întrebări despre evenimentele sau aspectele care le doresc pe viitor să fie abordate, studiate, discutate, abordate în acțiunile noastre, în manifestările noastre. Și de acolo am observat, da, că își doresc mai multă cardiologie, da? Mai multă imagistică, de exemplu, în domeniul neurologiei. Da? Și așa mai departe. Astfel am putut afla dorințele lor. Da, chiar mă gândeam acum cât de complicat e domeniul acesta de imagistică. Adică dintre nu-i toate disciplinele. Nu e deloc simplu. De bază este vorba despre imagistica aparatelor, nu, a organelor. Toate aparatele, da, și organele unui organism. Însă domeniul ăsta, după cum vedeți, și în medicina omului și, de asemenea, și în medicina veterinară, da, este din ce în ce mai complex și apar descoperiri noi care sunt puse în practică. Noi, deocamdată, lucrăm pe radiografie și ecografie, ca să spunem așa, cu diferite tehnici adiacente. Ne dorim să achiziționăm pe viitor un computer tomograf, probabil cu ajutorul unui proiect, pentru că prețurile unui computer tomograf sau RMN, nici nu mai spunem de RMN pentru că costă foarte mult, prețurile unei aparaturi așa avansate sunt mari. Însă cred că vom avea ceva speranțe. Avem speranțe pentru că deja se derulează un proiect de realizare a unui spital veterinar. Este deocamdată în studiu de fezabilitate la nivelul ăsta și Ministerul Educației, nu, a promis să îl finanțeze cu 7 milioane de euro. Este un proiect mare de care se ocupă facultatea și universitatea, conducerile facultății și ale universității. Ei, noi acolo am trecut, da, în studii deocamdată la început, da, și ca necesar aceste aparate de, da, de mare valoare imagistică și financiară în același timp. Să sperăm că... Sau poate o minune peste noapte ceva sau cineva cu suflet mare care să dea o mână de ajutor. Eu vă înțeleg ce spuneți și sperăm și noi, dar este vorba de sume cam mari, vorba de zeci și sute de mii de euro și minunile din acestea se întâmplă cam greu, dar cine știe? Poate o universitate parteneră care să vrea să doneze un astfel de aparat, poate sunt diverse situații care pot fi în beneficiul facultății. Există, aveți dreptate, există situații și de acest gen și noi suntem și ne-am interesat și avem niște întrebări puse, da, pe la spitale și pe la medicină generală, nu, la medicina omului, dacă cumva se va renunța la un aparat, de exemplu, de computer tomografie, care este foarte bun să-l folosim, da, putem să, dacă fac o donație, de exemplu, sau putem să facem un transfer unui asemenea aparat. Suntem pregătiți deschiși. să urmărim aceste chestiuni. Cu brațele deschise pentru astfel de, nu știu, lucruri care ar trebui să se întâmple în mod normal. Care sunt avantajele? Da, dacă îmi dați voi, nu pot să dau așa în vileag și să spun totul, dar cred că într-o lună sau două este posibil
ca un particular să aducă un computer tomograf, da? Adică un medic veterinar la un cabinet în orașul Iași, lucru care pe noi ne bucură, da? Mai ales că este un colaborator foarte bun de a nostru, al disciplinei de imagistică și al facultății și astfel, da, animalele și animăluțele nouă despre care discutăm vor avea astfel o posibilitate de examinare avansată, da, mult mai mare. Da, foarte pe scurt, pentru că suntem pe final de emisiune, avantajele de a fi student la medicină veterinară? Sunt multiple și destul de frumoase, pentru că profesia de medic veterinar conduce la o plajă, da, destul de mare, destul de largă de locuri de muncă. Un medic veterinar poate lucra atât în teren, da, ca medic veterinar la animale mari, la animale de rentă, cât sau la animale de companie. Poate lucra într-un depozit de medicamente, poate lucra într-un laborator de medicamente sau alte laboratoare cu substanțe chimice, da, așa, poate lucra în cadrul direcției sanitar-veterinare la diferite zone, așa cum am discutat despre piață, da, sau la vamă, da, sau alte instituții, da, care au nevoie de un profesionist care are o pregătire frumoasă și tehnică mai ales. Da, 6 ani de medicină, pentru că este vorba de medicină, da, contează foarte mult în pregătirea unui cu puțin absolvent. Efort și un pic de dedicare spre acest domeniu, cred că poți reuși fără probleme și poți progresa în... Fiu dorință și dragoste de animale. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la invitatul jurnalului. Vă mai așteptăm aici cu tot dragul. Voi reveni. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Eu sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare.